Am văzut că a început curățenia, da, în sectorul 6, o amplă campanie pe care ați început-o încă de la preluarea mandatului. Cum se desfășoară această campanie și care sunt rezultatele obținute până acum? Da, cred că au trecut 3 luni de zile sau? Nu, campania de curățenie a demarat duminica aceasta. Este pentru prima dată când aducem împreună ADP, poliția locală, operatorul de salubritate și aparatul primăriei pentru o astfel de campanie, pentru că se cheamă campanie de curățenie generală, dar ea nu este doar curățenie. Evident, se curăță curtea blocului, se curăță strada, se face curat, se igienizează, dar se toaletează și copaci, se anunță proprietarii să-și mute mașinile, tocmai ca să vină urban și să spele pentru prima dată, că aveau asta în contract de mult, străzile. Se și plombează gropile și se marchează locurile de parcare. Deci este o intervenție mai complexă și atunci e nevoie de mai mulți actori care să vină împreună. La această intervenție complexă s-au alăturat o parte dintre bucureșteni. Dintre cei care lucrează în zonă vin și poate să ajute să facă curat, le dăm unelte, le dăm mânuși, le dăm saci, ADP-ul vine și le ridică gunoiul pe care îl colectează și ca să fie, să avem capacități ca să se vadă diferența, n-am mers tot sectorul dintr-o dată, ci am împărțit sectorul în 30 de zone. Și acum mergem zonă cu zonă. O să fie o campanie cu curățenie generală care o să dureze undeva până, cred că, chiar spre mijlocul verii. Sunt implicați și voluntari? Și, da. Sau este da. O acțiune pură a primăriei cu nu. ADP-ul? De luni până vineri este ADP cu urban și cu poliția locală. Și în weekend este ADP cu voluntari. Adică voluntarii sună la ADP și solicită unelte, solicită mânuși, solicită saci, solicită să li se ia gunoiul pe care ei îl strâng. Sunteți mulțumit până acum de cum decurge această campanie? Niciodată nu să fiu mulțumit. Și nu sunt mulțumit. Aș fi vrut să avem capacități mai multe, mai bune, dar nu sunt mulțumit. O să aloc resurse suplimentare. Angajații de la ADP, i-am văzut, nu toți pot, au o vârstă, unii alții au o greutate, nu sunt pregătiți fizic. Adică, în fine, s-au angajat pentru așa ceva, dar puțini dintre ei sunt pregătiți fizic să facă față unor munci pentru care, de fapt, sunt plătiți. La fel și la urban. Deci, semne de întrebare cu aceste angajări de la... Nu poți acum să... Sunt muncitori necalificați, sunt oameni care nici măcar probabil nu sunt din București, sunt de pe lângă, avem mari probleme cu salarizarea, adică salariul este relativ mic și atunci nu vin pe 2000 de lei sau cât primesc 2000 și ceva de lei și aici suntem. Dar eu am dat deja direcția și aceasta este mecanizarea. Cum reacționează locuitorii din sector? Sunt disciplinați? Bine. Respectă această curățenie pe care... Bine, în mare, da. Cei mai mulți oameni, da. Unii, nu. Fiecare vine să mă întrebe de ceva foarte punctual care interesează pe el fix la blocul lui. Dar, în general, oamenii apreciază. Și ceea ce facem acum este... ceea ce nu s-a făcut în București. De fapt, fac în sens invers ce s-a făcut în București. În sectorul 6 și tot București sunt niște nenorocite de garduri. Niște oribilități. Că ți-e silă să mergi, că sunt ruginite, sunt vai mama lor. De 10 de ani, da. Exact. Nu, foarte vechi și din sunt. Și un fel de metal subțire. Arată sinistru. Arată de parcă ești într-un țarc de care noi oameni sunt niște țarcuri în care trebuie să mergem printre gardurile astea și au fost puse și în mandatul lui Mutu și mandatele anterioare. Mie nu-mi plac. Și nu numai mie, peisagiștii. Am vorbit cu peisagiști, oameni care zic, nu au ce să caute în mediul urban aceste garduri. Și am început să le scoatem. Săpăm și punem iarbă, supra-însămânțăm. Să fie trifoi, pitic, să fie iarbă verde, să fie frumos.
și să deschidem puțin orașul ăsta. Când mergi să fie printre un oraș blocuri, mai viu. Să fie un parc mare orașul, cum sunt cartierele din sectorul 6, care au ajuns la oricare maturitate și vegetație, ar trebui să arate altfel. Aceste garduri adună gunoaie. Dacă te uiți în spatele lor, nu mai intră muncitorul de la salubritate. Lasă acolo, că e greu să se ducă să ocolească tot. Și nici nu vezi peste tot. Șobolani, mizerie. Și sper că oamenii să aprecieze. Dar da? Credeți că pot fi disciplinați oamenii care aruncă tot felul de resturi? Și... Păi vor trebui să fie disciplinați pentru că noi acum facem curățenie, dar dacă nu întrețin, vor fi căutați de către poliția locală care va amenda societatea de proprietari. Adică noi facem și acum eu cred că nu trebuie să sufere toată lumea. Da? Pentru că unii într-un bloc nu respectă munca altora. Și nu numai munca, și banii, și timpul. Pentru că ce facem noi aici costă, evident. Costă bani, costă salarii, costă timp, costă utilaje, costă. Intenționați să puneți, nu știu, în aplicare și niște amenzi, poate drastice, am zis, pentru cei care nu respectă curățenia? Cei care nu vor întreține, da? Avem o lege care obligă acum asociații de proprietari doar să întrețină. Da? Cei care nu vor întreține curățenia și merg și mai văd prin copaci, nu știu, haine aruncate care se prind, știți, când le aruncă sau cine știe ce altă mizerie, îmi pare rău, dar acea asociație de proprietari va fi amendată. Sau să-și igienizeze, dar nu se poate. Trăim într-un mediu urban, suntem mulți, e o densitate mare a populației, trebuie să ne civilizăm și noi. Ne e rușine, mie mi-e rușine când arată cartierul nostru în halul în care arată. Eu fac ceea ce fac pentru că nu mai suport ca să stăm în această degringoladă și anarhie și mizerie. Da. E timpul, acum au trecut 30 de ani de la Revoluție, zicem că vrem o țară ca afară, vrem să avem lucruri bine făcut, vrem să fim normali. Trebuie ca orașele noastre ca să arate ca cele din Occident. Și asta presupune o acțiune a primăriei și o fac ca să nu zică nimeni că, domne, ne cereți nouă și primăria nu face. Nu, primăria face. Ceea ce vă cerem este să întrețineți. Da, tot. Că mai mult de atât ce poți să faci.